se pare că astăzi vom dezbate un vechi proverb românesc care zice așa: unde nu-i cap, vai de picioare. Dacă n-avem înțelepciunea să ne urmărim picioarele care ne-ar putea da semne de boală, nu-i tocmai bine, spune domnul doctor Ovidiu Peneș, doctor în științe medicale, căruia îi dorim bine ai venit. Bine v-am găsit, dragii mei. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Picioarele. Niciodată nu ne uităm la picioare, decât foarte rar vara, pe pantofi cu toc, câteodată mai analizăm glezna. Dar din punct de vedere al sănătății, nici nu știm câte lucruri ne dezvăluie dacă ne uităm cu atenție. Picioarele noastre. Da. Picioarele noastre sunt harta întregului corp și ne arată anumite probleme de sănătate, anumite boli, dacă știm să ne uităm. Tălpile și partea inferioară a piciorului, dacă au furnicături sau amorțeli sau înțepături. Câteodată ai senzația că de la oboseală ai aceste furnicături în picioare, poate în talpă. Stat prea mult în picioare. Da, stat prea mult în picioare. Ai mers prea mult sau ceva de genul ăsta. Dar uneori aceste furnicături persistă și alteori începi să le ai chiar dacă tu ești odihnit. Te-ai trezit din somn, deci, sau ai stat cu picioarele relaxate, deci n-ai niciun motiv. Și parcă din ce în ce mai des înțepături în vârfurile degetelor, în tălpi, un fel de amorțeli, un fel de înțepături, un fel de tulburări de sensibilitate, parcă nu-ți mai simți vârful degetului mic, vârful degetului mare. Ce se întâmplă? În cele mai frecvente situații, asta ne arată că neuronii, nervii noștri care culeg senzitivitatea, deci care culeg informația de durere, de tactilă și așa mai departe din periferie, încep să sufere. Și acești neuroni suferă pentru că probabil glicemia ta e proastă. Deci, uneori neuronii care nu reușesc să tragă câtă trebuie glucoză, să se hrănească cu glucoză, pentru că tu ai diabet, deci tu ai probleme cu glicemia și glucoza stă în sânge în loc să se ducă în celule și atunci neuronii încep să suferă, în timp se dezvoltă așa numită neuropatie. Sunt și alte cauze neurologice care pot să ducă la destrucția neuronală, dar întotdeauna când ai aceste probleme de sensibilitate și aceste senzații în picioare, trebuie să-ți faci un control. Îți faci un control al glicemiei, te duci și îți faci un control metabolic, îți faci un control la neurolog, să-ți facă sunt niște stimuli din aia electrici pe care îi interpretează neurologul. Deci nu te lăsa că faci un masaj și că o să-ți treacă, pentru că această situație e semn alarmant și tu trebuie să acționezi. Alteori, neuronii ăștia suferă pentru că vasele de sânge nu aduc suficient oxigen. Și orice celulă, la fel și acești neuroni, au nevoie de glucoză și de oxigen ca să trăiască. Deci, dacă nu ajunge suficient oxigen și ai anumite probleme vasculare în periferie, că tu ai un colesterol mare, că mănânci grăsime, că vasele mici s-au început să se înfunde, că știi, problemele astea de colesterol nu întotdeauna apar de la început. Și întotdeauna primele care se înfundă sunt vasele astea cele mai fine, cele mai subțiri și cele mai din periferie. Și atunci asta iară e un semn alarmant. Și deci să-ți faci o evaluare completă a vaselor de sânge. Te duce, îți face un examen Doppler și se uită până în periferie. Dacă vasele de sânge sunt permeabile, curge cât trebuie în debit bun sângele sau nu. Alte lucruri pe care picioarele tale ți le dezvăluie dacă sunt reci. Da? Deci picioarele și degetele, mai ales reci, în periferie, deci mai ales partea inferioară a piciorului, da? Ne arată că, sigur, pe acolo poate să fie o problemă vasculară. Deci oricum, circulație proastă. Circulație proastă periferică, da? Ori ai niște reacții nervoase vegetative care îți închid periferia și atunci sângele nu ajunge să încălzească în periferie, ori poate ai o problemă la nivelul inimii, care și ea, dacă nu pompează cât trebuie deja, că ai încep să ai un grad de insuficiență cardiacă, inima nu duce suficient cu presiune mare sângele până în periferie sau suferă vasele de sânge și picioarele sunt reci. Un alt lucru pe care ți-l dezvăluie și trebuie să-l controlezi este tiroida. Glanda noastră tiroidă ne coordonează tot metabolismul. Când tiroida nu produce suficient hormon, metabolismul scade și tendința e să ai picioarele reci. Ăsta e primul semn când trebuie să te duci să-ți faci un control la tiroidă, să-ți faci hormonii, să-ți faci ecografia și să vezi dacă tiroida cumva este sau nu este funcțională. Picioarele umflate. Deci umflarea picioarelor e un alt semn pe care trebuie să te trimită la medic și să-ți controlezi, pentru că ea se umflă în anumite situații. Uneori inima, când ea
dă semne de insuficiență, deci că pompa nu pompează suficient sânge, nici nu trage sângele din periferie, din circulația venoasă. Și atunci sângele stagnează și picioarele se umflă. Deci e un semn alarmant. Alteori rinichiul, mai ales dacă picioarele ți se umflă la spre sfârșitul zilei, atrage un mare semnal de alarmă că rinichiul nu reușește să aducă ce trebuie, deci să elimine apa și să elimine sarea, și atunci asta se acumulează și picioarele la fel se umflă. Și dacă stai cu picioarele deasupra, te ajută când ai o problemă de circulație, dar dacă este doar o problemă foarte la început, pentru că dacă pompa inimii nu trage suficient sânge, tu poți să stai cu picioarele oricât de procliv, cum se spune, deci oricât de să le ții în sus, că o să se dreneze o parte, dar nu foarte bine. Un alt lucru, e ficatul. Deci când ai picioarele umflate, fă-ți un control și la ficat, pentru că o să vedeți că toată circulația digestivă, vasele de sânge trec prin ficat, că acolo se metabolizează tot. Ficatul, dacă nu funcționează cum trebuie, are metabolismul prost și produsii de metabolism, la fel, atrag apa în periferie și se umflă aceste picioare, dar și vasele, dacă sunt blocate la nivelul ficatului, avem tendința să nu drenăm lichidele, limfa, vasele de sânge, deci sângele venos, și să se umfle picioarele. Deci, mare atenție, controlați toate aceste lucruri. Picioarele grele. Câți dintre dumneavoastră nu aveți senzația de picioare obosite? Sigur, când stai pe tocuri 10 ore sau stai în picioare și ai un job care te ține în picioare fără să te miști, și v-am atras atenția că totdeauna, dacă stați mai mult de jumătate ore în picioare, încercați să mișcați picioarele, ridicați gambele, faceți masaj, mușchii, dacă se contractă, ajută vasele de sânge să dreneze sângele și să fie mai bine, dar ai senzația persistentă de picioare grele. Știți că și circulația periferică dă senzația de picioare grele, dar mai ales inflamațiile. Și dacă ai intoleranțe alimentare pe care trebuie să le controlezi, dacă ai o serie întreagă de pur și simplu alimente care îți provoacă inflamație, grăsimile saturate, grăsimea de porc, grăsimea de miel, deci de animal, care sunt excesive, mai ales prăjelile și așa mai departe, pot să-ți dea un sindrom inflamator și tu să ai aceste dureri în articulațiile piciorului, în gambe, în tălpi. Încearcă să mănânci o perioadă câteva zile mai curat. Pește, grăsime din pește, evită grăsimea animală, încearcă să scoți alcoolul, încearcă să scoți zahărul și mai adaugă puțin turmeric, de exemplu, la alimentele pe care le consumi de obicei, că are proprietăți naturale antiinflamatorii. Deci încearcă să mănânci antiinflamator puțin și să scoți toate lucrurile astea, carne foarte multă, grasă, alege pieptul slab, peștele slab sau peștele gras, că grăsimea din pește este bună, și pune așa câte un pic de turmeric 7-8 zile și o să vezi dacă era o cauză inflamatorie ce se întâmplă. Schimbarea culorilor picioarelor, culorii picioarelor, iar e un semn foarte alarmant. Picioarele se pot, ia uite cum e aici, insule de culoare deschisă, de picior alb, da? Asta înseamnă că ai o problemă de circulație. Un vas de sânge s-a închis, care aducea sânge acolo, și piciorul devine palid. Ăsta e un semn că trebuie să te duci foarte repede la medic și să acționeze uneori. E nevoie de chirurgie vasculară ca să repermeabilizeze, să nu pierzi segmentul respectiv sau chiar piciorul. Deci probleme vasculare serioase, probleme care trebuie rezolvate foarte rapid. Alte lucruri pe care tu poți să le faci, mai ales când, vă spuneam, neuropatia aia periferică, deci amorțirile și așa, încearcă să schimbi puțin programul alimentar. Încearcă să eviți o perioadă mai lungă de timp zahărul. Scoate zahărul complet, înlocuiește-l cu legume, înlocuiește-l cu fructe, mai ales cu indice glicemic mic, cum spuneam noi, care se digeră foarte lent, de tipul fructelor de pădure, și observă dacă se întâmplă anumite schimbări. Încearcă să faci, să introduci în activitatea ta zilnică activitate sportivă. Pentru că dacă ai o problemă vasculară periferică care este la început, prin stimularea musculaturii, stimularea presiunii intravasculare, genuflexiuni, ușoară alergare, mișcări ușoare cu greutăți mici, cu greutatea corpului, o să vezi că o să îmbunătățești toate aceste aspecte. Deci, foarte multe lucruri pe care picioarele dumneavoastră vi le arată, comunică. Da, vi le comunică, vă atrag atenția uneori asupra unor probleme foarte serioase de sănătate și trebuie să acționăm rapid. De-aia și spuneam, domnule doctor Ovidiu Peneș, doctor în științe medicale, că unde nu-i cap, vai de picioare. Dar uite că ne-am lămurit și acum am mai învățat o lecție.